Târgoviștea constituie punctul de debut al unui proiect interesant și necesar menit să-i apropie pe copii de lectură, în cadrul campaniei care are rolul de a conștientiza importanța cărții într-o eră dominată de performanțele informaticii și care are numele îndemn România Citește, se derulează o activitate inedită cu numele Citește cu mine legendele Olimpului. Inițiativa se adresează elevilor de clasa 4-a, lectura celebrelor legende ale Olimpului fiind dublată de jocul actorilor de pantomimă care interpretează personajele. Proiectul a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă organizate la Consiliul Județean Dâmbovița, fiind prezente oficialități, dar și cei care se ocupă de derularea acestei campanii. Adrian Țuțuianu a punctat rolul acestui proiect care se constituie într-o pledoarie pentru lectură. Ce este foarte important pentru acest proiect este dorința tuturor partenerilor și în principal a Federației Editorilor și difuzorilor de carte din România de a dezvolta în rândul tinerilor dorința spre studiu, spre citit. În acest context îmi face plăcere să vă adresez dumneavoastră celor care ați inițiat acest parteneriat, cele mai sincere mulțumiri că ați ales ca în județul Dâmbovița să lansați evenimentul Citește cu mine legendele Olimpului, derulat în cadrul campaniei România Citește. Suntem conștienți cu toții de importanța pe care o are cartea într-o societate modernă și dinamică, în ciuda exploziei tehnologice care continuă să fascineze și totodată să atragă tot mai mult caracterul educativ cât și pe cel informativ. Calculatorul, internetul au devenit indispensabile pentru fiecare generație din ultimii ani. Consider însă că nu poate fi trecut neobservat în dezvoltarea copiilor rolul cititului. Fără a minimaliza importanța celorlalte mijloace moderne de informare și culturalizare, trebuie spus că nimic nu poate înlocui cartea. Partenerii în cadrul acestui proiect sunt și reprezentanții inspectoratelor școlare. Luminița Preda, inspector școlar general, a subliniat la rândul importanța acestui demers cu rol educativ. În afara cărții, nu poate fi concepută azi o cultură sistematică a individului și implicit a societății. Încurajând lectura în rândul copiilor, putem avea certitudinea că ei vor deveni adulții educați și civilizați, pregătiți pentru construirea noi realități. Prefectul județului Dâmbovița a îmbrățișat ideea acestui proiect, atât în calitate de reprezentant al guvernului în teritoriu, dar și în calitate de părinte. În calitate de prefect și de reprezentant al guvernului sunt preocupat de cultură, sunt preocupat de formarea în educație, de promovarea valorilor județene, cât și valorilor naționale. Ca și părinte, mă preocupă foarte mult formarea lui și educația. Mă preocupă, în primul rând, ca el să citească, să-și dezvolte gândirea, spiritul și vocația. Președintele Federației Editorilor și Difuzorilor de Carte a subliniat faptul că în cadrul acestei campanii se derulează o serie de activități menite să promoveze lectura în rândul copiilor. În cadrul campaniei avem o mulțime de activități legate de promovarea lecturii, așa cum este și activitatea de astăzi, realizată în colaborare cu Teatrul Masca. Activități de genul ăsta vor avea loc în mai multe orașe din țară. O să vă spun că următorul cu certitudine va fi la cadrul Târgului de Carte Gaudeamus, dar avem parteneriate realizate și colegi din cadrul Federației în diferite orașe din țară și ei sunt pregătiți ca să continue campania noastră în Galați, Brașov, Arad și vor mai fi și altele. Cunoscutul și îndrăgitul actor Mihai Mălaimare, directorul Teatrului Masca, participă în acest proiect în care a angrenat câțiva studenți care vor crea o pată de culoare, interpretând personajele din Legendele Olimpului, operă care le va fi lecturată copiilor. Am venit aici cu câțiva dintre studenții Școlii de Teatru Gestual Masca și ei vor întruchipa în chip de statuie vivantă câțiva dintre zeii Olimpului. Relația cu cartea ne face mai adevărați, mai oameni și vă felicit. Nu, cred că nu întâmplător ați ales Târgoviștea, până la urmă e o zonă atât de profundă din punct de vedere istoric, încât cred că debutul acestui proiect este binevenit aici. Elevii claselor a 4-a din țară vor participa în cadrul acestei campanii la un concurs de lectură.